tomografia computerizzată este o metodă imagistică complexă și se poate adresa practic oricărei regiuni anatomice, deși este considerată metoda optimă de examinare a toracelui, a plămânilor și a osului. Parenchimele pulmonare nu beneficiază de multe alte posibilități de explorare imagistică, astfel încât tomografia computerizată rămâne gold standard pentru examinarea toracelui. Sigur că, fiind o metodă de examinare rapidă, este de neînlocuit în cazul urgențelor medicale, atât pentru faptul că putem pune în evidență hemoragia internă și trauma organelor interne, cât și pentru faptul că putem examina o regiune întinsă a corpului. Practic se poate explora inclusiv regiunea cerebrală, torace, abdomen, pelvis și membre inferioare într-o singură scanare spirală. În primul rând, în alegerea acestei metode de examinare, ca de altfel a oricărei metode de explorare imagistică, trebuie să avem în vedere raportul beneficiu-risc și să analizăm situația fiecărui caz în parte. Prin tomografie computerizată, după cum spuneam, putem examina în principiu orice regiune a corpului, dar indicația pentru examinare trebuie stabilită de către medicul curant împreună cu medicul radiolog pentru a fi adresată regiunii anatomice potrivite și, bineînțeles, patologiei specifice. Deci nu este alegerea pacientului, ci trebuie să fie un examen dedicat, tocmai pentru ca eficiența lui să fie maximă. Este de adăugat faptul că cu ajutorul echipamentelor moderne, cu achiziție spirală, se pot analiza cu mare acuratețe vasele periferice și, de asemenea, se poate efectua o examinare a colonului de tip colonoscopie virtuală. Metoda reprezentând la ora actuală o alternativă de explorare a colonului la pacienții care nu doresc să recurgă la colonoscopia optică. Timpul de expunere variază în funcție de regiunea anatomică examinată, dar în general este vorba de câteva secunde până la câteva minute în funcție de multitudinea de etape pe care le presupune examinarea și, firește, de regiunea anatomică de explorat.